Într-o seară de august, la sfârșitul sezonului 2012, am deosebită plăcere să stau de vorbă cu un columbofil sălăjan foarte pasionat. Bun găsit, domnule Mircea Culda. Ce mai faceți? Cum mai duceți? Bine, mulțumesc de întrebare. Văd că vă face deosebită plăcere și dumneavoastră să țineți în mână un porumbel foarte valoros în crescătoria dumneavoastră. Un crescător cu un porumbel cu performanțe la concursurile de maraton din 2012. Puteți să ne prezentați vreo? Este o femelă. Într-adevăr, are niște performanțe deosebite la concursul de la maraton Bamberg și maraton Frankfurt. La maratonul de Bamberg are 7,35 puncte, locul 42, iar la maratonul de Frankfurt are locul 13, 6,1 puncte. Femeia provine de la un crescător din județul Sălaș, Cherecheș Dorin se numește, e unul dintre primii porumbei care îi dețin. În anul 2008 m-a ajutat cu 8 pui și până în anul 2012 nu a ieșit cu nimic în evidență. Acum văd că a făcut rezultate pe maraton extra. Anul viitor să încerc să fac maraton extrem, palmares maraton extrem cu ea. Să vedem dacă ne reușește. Vă doresc mult succes. Mulțumesc. Știu că sunteți o persoană foarte ocupată, sunteți om de afaceri. Vă rog să îmi spuneți cât de mult e columbofilia asta hobby pentru dumneavoastră, cât de mult e sport. Pe mine columbofilia pentru mine este o liniște, o satisfacție, o retragere din afaceri. E drept că nu pot să-mi aloc mult timp pentru porumbei. Chiar din această cauză am un băiat care mă ajută foarte mult în crescătorie, Kish Laszlo se numește, el se ocupă mai mult de păsări, dar când am timp, sunt și eu în crescătorie și prețuiesc foarte mult aceste păsări. Am înțeles că ați și făcut investiții serioase în porumbei foarte valoroși. Am achiziționat porumbei de la mulți crescători de valoare și din țară și străinătate. Am încercat să achiziționez porumbei de la persoane cu rezultate din țară, pot să dau câteva nume, Habaș Călin, Cioară Daniel, Cobzaru Daniel, Iureti, Relu, din străinătate, Cadariu Marcel și de la trei crescători din Cehia. Ce scopuri aveți în columbofilie? Ce urmăriți să obțineți? Ce rezultate v-ați dori să aveți în sezoanele care urmează? Bineînțeles, ca orice columbofil, tindem să mergem cât mai sus în columbofilie. Dar la noi suntem într-o zonă un pic mai dezavantajată, avem cea mai mare distanță pe zona noastră, un număr mic de porumbei. În județul Salajez puțin columbofili numeric vorbind, dar în același timp sunt columbofili cu rezultate foarte bune la nivel zonal, chiar național, la concursurile lungi. Deci mă refer fond maraton, maraton extrem. Și credeți că pe viitor
cam asta ar fi categoria la care veți avea rezultat în continuare. Mă refer ca județ. Da. La județ, aici văd că se pot face rezultate datorită distanței care avem, distanța cea mai mare, practic. Aveți vreo opinie vis-a-vis de discuțiile care se poartă pe internet sau în alte sfere columbofile vis-a-vis de rute, orele, ore ale lansării? Deci, eu personal aș prefera să se respecte protocolul semnat ca să ne învățăm să zburăm pe aceeași rută, pe aceeași distanță, să ne putem forma porumbeii pentru aceeași distanță. În concluzie, să nu schimbăm, să nu schimbăm în fiecare an, pentru că asta duce numai, cum să spunem, la... nu poți să-ți formezi un lot de porumbei competitivi. Poate că la început e mai greu, dar dacă se zboară aceeași distanță, încet, încet ne formăm un lot de porumbei care să poată să ducă distanța respectivă. Știu că și în județul Sălaj și și în multe alte asociații din țară există probleme cu numărul de membri, în sensul că nu există creștere a numărului de membri. Credeți că ar exista ceva soluții? Da, din păcate și în județul Sălaj e exact aceeași problemă, membrii foarte puțini și cât sunt cu probleme financiare. Vedeți că columbofilia nu e un sport, nu e un sport ieftin, totuși e un sport costisitor. Și atunci foarte greu apar noi membri din punct de vedere financiar. Eu, la nivel de județul Sălaj, am încercat să mă implic destul de mult, am încercat să îi ajut pe băieți ca să încercăm să creștem. Din păcate, creștem, dar foarte timid. Foarte timid. Ultima întrebare aș vrea să vă adresez acum. Sunt mulți columbofili care nu au bani, cum discutam mai înainte, dar își doresc să aibă rezultate. Ce ați sfătui pe columbofilii mai puțin potenți financiar? Columbofilii mai puțin potenți financiar ar și noi avem cazuri la noi în asociație. Trebuie să țină un număr mai mic de porumbei și deci să țină un număr mai mic de porumbei exact pentru cât poate el să poată susține. Îl am exemplu pe băiatul care se ocupă de porumbei mei. El a stat cu chirie, plătea chirie 150 de euro, dar niciodată nu s-a plâns, a făcut orice pentru porumbei. Niciodată nu s-a plâns că nu are bani de cipuri, nu are bani de mâncare, nu poate să plătească zborurile. A făcut în așa fel, i-a fost foarte greu într-adevăr, dar a făcut în așa fel încât porumbeii să fie zburați, să poată clasa și așa mai departe. Din păcate sunt alții care stau mult mai bine financiar și tot timpul pun problema banilor înainte. Deci nu știu exact ce sfat să le dau columbofililor care nu au bani, dar totuși eu zic că merită, pentru că e un sport extraordinar de frumos și orice sacrificiu merită. Mie mi-e exemplu băiatul care grijește acum de porumbei, el a făcut un sacrificiu enorm ca păsările lui să fie zburate. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru că v-ați făcut timp să răspundeți întrebărilor mele și vă doresc să aveți mult succes în columbofilie și în business și în tot ce vă propuneți. Mulțumesc! Asemenea.